În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Începem cu o rugăciune și cu o cântare bisericească. Hristos a Papa în România să spurce țara noastră. Păi cum vine asta? Să vine să facă sfinți la noi în țară, sfinți să beatifice el, cei care au renunțat la ortodoxie? Este posibil așa ceva? Tot două picioare erau și ortodoxi și catolici. Nu este voie să faceți așa ceva. Nu este voie așa ceva. Instigați oamenii. Doamne ajută și Hristos a înviat! Biserica greco-catolică s-a dezvoltat mai ales în provinciile estice ale fostului Imperiu Habsburgic, cu scopul păstrării identității într-o perioadă în care vorbitorii limbii române, de pildă, nu aveau drepturi egale cu celelalte națiuni din Imperiu. După 1918, odată cu unirea Transilvaniei cu România, această biserică istorică, a cărei misiune a fost uitată sau disprețuită de o parte a ortodoxilor, a fost și marginalizată chiar înainte de desfințarea executată de comuniști. Să mergem împreună! Aceasta este deviza sub care Papa Francisc vizitează România timp de 3 zile, fiindcă înaltul pontif crede că toleranța și iubirea ar putea învinge prejudecățile, că oamenii, indiferent de credința lor, pot înțelege suferința, pot încerca să se pună în pielea martirilor greco-catolici morți în închisori după chinuri greu de imaginat. Papa Francisc va beatifica 7 dintre acești martiri pe câmpia Libertății de la Blaj, un moment de grație pentru greco-catolicii români. Cine sunt cei 7, cum și-au trăit viețile, cum au suportat schingiurile și pierderea bisericii pe care o slujesc, cum de biserica ortodoxă a fost în această suferință, mai mult de partea călăilor decât de partea victimelor, ce se ascunde în spatele zidurilor de la Sighet, care mai e rostul greco-catolicilor și de ce Papa vrea să le redea martirilor o nouă existență. Dacă e să vorbim despre Biserica Greco-Catolică, vorbim de fapt despre istoria unui ideal. Este vorba despre idealul de emancipare politică, socială, economică și la un moment dat și națională a românilor din Transilvania. O parte din puternicii protopopi ardeleni de secolul XVIII, după o chibzuință tactică, au semnat diverse hârtii de aderare la uniatism, gândindu-se că în felul ăsta condiția socială și politică a păstoriților lor, români ardeleni din Transilvania, deci, se va îmbunătăți. Astfel, în 1773 a avut loc la Viena un sinod al episcopilor uniți din Imperiul Austriac, imperiu care dorea să-i stompeze influența maghiară în Ardeal și să creeze un echilibru politic între națiunile din Ardeal și, în general, din imperiu. Unirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania se va face fără a schimba, de fapt, identitatea Bisericii Transilvenene, însă avea să producă schimbări uriașe în ceea ce privește drepturile românilor ardeleni. Ori acest lucru i-a determinat pe mitropolitul Teofil, apoi pe Atanasie Anghel, la finalul secolului al XVII-lea, să accepte această ofertă foarte generoasă de unire, curtea de Habsburg promițându-le românilor care se vor uni drepturi, drepturi politice, drepturi economice, drepturi sociale. Inițial, Biserica Română Unită cu Roma a fost pusă sub jurisdicția arhiepiscopului romano-catolic de Esztergom, care îndeplinea funcția de principe primat al Ungariei. Astfel, episcopul greco-catolic din Blaj era subordonat canonic celui romano-catolic din Esztergom. În 1777 a fost înființată cea de a doua episcopie unită românească, episcopia de Oradea Mare. Abia în 1853, Papa Pius al IX-lea a ridicat episcopia română unită de Făgăraș și Alba Iulia la rangul de mitropolie. Așa a ajuns Biserica Română Unită cu Roma de sine stătătoare, subordonată direct Sfântului Scaun. Odată cu unirea de la 1918, când tânărul episcop de Gherla, Iuliu Hosu, și viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe, Miron Cristea, se îmbrățișau în fața mulțimii adunate la Alba Iulia, putem spune că se termină așa zisa perioadă de aur a Bisericii Greco-Catolice, a toleranței și admirației pe care acești prelați
și o câștigaseră cu mare trudă. Unirea nu s-a putut face fără aportul bisericii și fără ca biserica să transmită acele mesaje de coalizare a societății românești în jurul acestui ideal. Din acest punct de vedere, faptul că tânărul episcop Iuliu Hosu a citit rezoluția adunării de unire de la Alba Iulia nu este întâmplător. Era practic o recunoaștere a meritelor pe care Biserica Greco-Catolică le-a avut de-a lungul timpului în ceea ce înseamnă solidificarea românilor în jurul idealului național. Precum ne vedeți azi îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci frații români, a rostit Iuliu Hosu în acea zi de 1 decembrie, probabil momentul de glorie al greco-catolicismului. 30 de ani mai târziu, exact în ziua când ar fi trebuit să sărbătorească unirea istorică, pentru Hosu și alți 6 episcopi începea calvarul din care nu aveau să mai iasă niciodată. Toată generația care a creat această bucuria unirii de la 1918. Mulți dintre ei, mai mult de jumătate dintre ei, erau membri ai acestei biserici, a Bisericii Greco-Catolice, și ei s-au pus în slujba întregii comunități românești. Nu și-au lepădat interesul și atenția, ar fi putut să facă oriunde carieră, și oamenii aceștia au trăit această fidelitate și acest devotament în slujba celorlalți, și respectul și cinstea cuvenită pentru Dumnezeu și pentru semenii lor i-a făcut să crească zi de zi în acest atașament față de adevărul Evangheliei, care le-a permis ulterior să rămână în picioare, în verticalitatea lor și în momentul cernerii pe care regimul comunist, cu toată violența lui și ura contra credinței, a dezlănțuit-o împotriva Bisericii Greco-Catolice. Ziua de 1 decembrie 1948 va rămâne în istoria Bisericii Greco-Catolice ziua cea mai neagră din istoria ei complicată. Atunci, prin decretul 358 din 1948, autoritățile comuniste au hotărât scoaterea în afara legii a cultului greco-catolic. Doi ani mai târziu, în 1950, sute de preoți greco-catolici au luat calea închisorii de la Sighet, loc din care mulți nu se vor mai întoarce niciodată. Printre ei, cei 7 episcopi, Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hosu. Episcopul Hosu își terminase studiile la Roma, la Institutul Propaganda Fide, cu 2 doctorate, unul în filozofie în 1906, altul în teologie în 1910. În afară de română, maghiară, germană, Iuliu Hosu vorbea latină, greacă, italiană, franceză. Este până astăzi un model pentru mulți dintre tinerii intelectuali români din Ardeal. Cei 2 ani de la scoaterea greco-catolicilor în ilegalitate și momentul în care porțile iadului de la Sighet se deschid sunt cruciali pentru a înțelege relația dintre Biserica Greco-Catolică, devenită martiră, și cea ortodoxă majoritară care a făcut pactul cu noul regim comunist. În acești 2 ani, documentele de arhivă și istoricii care le-au studiat arată că Biserica Ortodoxă a dus o muncă de convingere extraordinară pentru a-i determina pe preoții și episcopii greco-catolici să treacă la ceea ce ei numeau credința cea dreaptă, adică la ortodoxie. Această trecere i-ar fi putut salva de la închisoare și în cele din urmă de la moarte, dar cu ce preț? Cu prețul renunțării la adevăr și al pactizării cu diavolul roșu? Unirea cu frații de sânge de peste Carpați a devenit o realitate, dar o realitate la care mulți se uitau, cel puțin din sânul Bisericii Greco-Catolice, cu foarte mult entuziasm, cu foarte multe speranțe. Ori trebuie să vă spun pe scurt că epoca care a urmat nu a fost o epocă doar de bucurii pentru Biserica Greco-Catolică din Transilvania, pentru că ea s-a văzut în situația de soră mai mică în familia confesiunilor românești, fiind tot mai mult concurată, câteodată șicanată de către Biserica Ortodoxă, care i-a adresat următoarea întrebare. Ce sens mai are existența ei în condițiile în care idealul de unire, de strângere a tuturor românilor în cadrul acelui stat s-a realizat la 1918? Ori din acest punct de vedere, biserica a fost pusă într-o situație de a se apăra, de a încerca să apere propriul ei patrimoniu, propria ei identitate, deși invitațiile la unirea religioasă au fost cât se poate de insistente. De aceea, momentul 1948 îl putem înțelege făcând corelație și cu această atmosferă încorsetantă,
tensionată care a existat între cele două biserici românești încă în perioada dintre cele două războaie mondiale. Noi conducători politici au văzut în biserica greco-catolică și nu numai în ea un dușman. Un dușman pentru că făcea parte sau era un instrument al imperialismului occidental, s-a spus în epocă. Iar tot ceea ce era occidental trebuia eliminat. Așa gândeau liderii comuniști de la București, în vreme ce Biserica Ortodoxă, care în loc să fie solidară cu Biserica Soră, sau măcar să refuze orice sprijin pentru greco-catolici, și-a pus la dispoziție clerul ca agenți de persoasiune și mănăstirile ca domicilii forțate. Dragoslavele, județul Argeș, a fost unul dintre aceste domicilii forțate, unde au fost duși inițial mulți dintre episcopii martiri, inclusiv cardinalul Hosu. Am încercat să obținem aprobarea Bisericii Ortodoxe să filmăm în interiorul acestei mănăstiri, dar am fost refuzat. Niciunul dintre prelații ortodoxi la care am apelat nu a vrut să apară în acest film și să explice poziția bisericii cu privire la felul în care Biserica Ortodoxă și regimul comunist au colaborat pentru persecutarea episcopilor greco-catolici. Cercetătorul Mădălin Hodor, care a studiat dosarul de securitate al episcopului Hosu filă cu filă, a înțeles însă multe. Documentele din Arhiva Securității ne spun povestea acestei implicări a Bisericii Ortodoxe în războiul dus de regim împotriva Bisericii Greco-Catolice. Atât starețul mănăstirii, cât și restul personalului de acolo, patriarhul de la acea vreme, au încercat, adică au participat la urmărirea lui, au furnizat unii dintre călugării de acolo, starețul din nou, note informative despre activitățile pe care le avea episcopul Hosu în acest domiciliu obligatoriu, au participat alături de securitate la planuri de acțiune îndreptate împotriva lui. Deci vorbim aici despre o implicare nu numai la nivel de cult, ci o implicare la nivel direct. După inițialul domiciliu forțat, unul câte unul episcopii greco-catolici sunt trimiși la Sighet. Din eroi ai Unirii devine eroi ai închisorilor și apoi martiri pentru credință. Sub deviza "Credința noastră este viața noastră", rostită de cardinalul Hosu în momentul în care refuză inclusiv oferta Bisericii Ortodoxe de a fi făcut mitropolit de Iași, toți cei șapte episcopi își acceptă de fapt soarta cu bună știință în numele credinței. Închisoarea de la Sighet este locul în care a dispărut elita politică, spirituală și culturală a României. Aici ajung rând pe rând șase dintre cei șapte episcopi. Frențiu, Suciu, Liviu Chinezu, Bălan, Rusu și nu în ultimul rând Hosu. Al șaptelea, Vasile Aftenie, moare ucis în bătaie pe 10 mai 1950 în închisoarea de la Văcărești. În total, în perioada de 5 ani de zile cât a funcționat ca și închisoare politică la Sighet, au fost încarcerate în jur de 200 de personalități. Iar dintre aceste 200, 58 sunt din rândul ierarhilor și clericilor catolici și în rândul acestora a fost un singur preot ortodox. Dintre preoții catolici și greco-catolici, majoritatea au fost, deci peste 60% au fost cei greco-catolici. Timp de aproape 5 ani, până în 1955, deținuții de la Sighet îndură un calvar zilnic de înfometare, frig și izolare, în cele mai cumplite condiții greu de imaginat, fără să-și piardă credința și speranța că într-o bună zi toate acestea se vor termina. În ceea ce privește regimul de detenție, supraviețuitorii vorbesc de trei elemente esențiale și trei elemente care au fost foarte greu de suportat. Foamea, frigul și izolarea. În aceste condiții inumane, în care tortura și înfometarea devin parte din ritualul zilnic al închisorii, trei dintre cei șase episcopi închid ochii între pereții de la Sighet. Primul este Valeriu Traian Frențiu, care moare ucis în 1952. Este urmat de Ioan Suciu un an mai târziu și apoi, aproape de eliberare, de Tit Liviu Chinezu. Mașinăria torturii comuniste nu se oprește aici. Regimul nu se mulțumește doar cu exterminarea fizică a preoților greco-catolici. Încearcă să șteargă și orice urmă lăsată de acești martiri pe pământ.
Este relevantă fraza rostită de medicul închisorii, care spunea mereu, medicamentele sunt inutile, să lăsăm natura să lucreze. Este cazul episcopului Tit Liviu Chinezu, care a fost scos din colectivul de preoți și izolat într-o altă celulă, singur și lăsat acolo fără nicio asistență medicală. Toți cei trei care au decedat aici la Sighet au fost îngropați în cimitirul săracilor, într-o groapă anonimă, deci nici astăzi nu știm unde se găsesc mormintele lor. Certificatele de deces, de asemenea, au fost completate în 1957, deci ulterior. Pe fiecare certificat de deces este trecut la rubrica studii fără studii, la ocupație fără ocupație. Deci, practic, astăzi, cine nu știe cine a fost episcopul Suciu sau Tit Liviu Chinezu sau Valeriu Traian Frențu și citește aceste certificate de deces, poate să spună că au fost pur și simplu niște deținuți de drept comun. Înaintea beatificării acestor martiri, cei mai mulți dintre noi au uitat poate sacrificiul sutelor de preoți greco-catolici închiși, torturați și uciși în numele unei ideologii sprijinită cu sau fără voia ei și de Biserica Ortodoxă Română. Cei 7 episcopi greco-catolici care vor fi beatificați acum de către Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj au fost oameni ai consecvenței absolute, deci al martiriului și al loialității perfecte față de propria biserică. Nu avem cum să le micșorăm sau să le escamotăm meritul. În același timp, cred că nu putem nici să judecăm istoria în alb și negru și să spunem aici găsim o concentrație compactă de bine, și dincolo de această barieră, numai demoni și personaje decăzute și compromisuri inacceptabile, trădări și Biserica Ortodoxă în fața tăvălugului stalinist a produs, ca să zic așa, mii de martiri în pușcăriile politice ale comunismului. În 1955, la 2 ani de la moartea lui Stalin, cu elitele intelectuale, politice și spirituale aproape exterminate, România decide că este timpul să relaxeze condițiile de detenție, astfel că o serie de deținuți politici, inclusiv înalți prelați, sunt eliberați cu domiciliul forțat în mănăstiri ortodoxe, unde aveau să fie intens supravegheați de securitate până la sfârșitul vieții. Resursele pe care aparatul de supraveghere comunist le-a investit în supravegherea episcopilor greco-catolici a fost de-a dreptul impresionant. Există un dosar de problemă greco-catolic în arhivele securității. O problemă desemna în limbajul administrativ al securității o chestiune foarte complexă de urmările, deci o chestiune, un tip de evidență generală. Nu erau supravegheați doar preoții sau ierarhii bisericii, unii dintre ei ieșiți din închisoare, eliberați sau aflați în domiciliu obligatoriu. Erau supravegheate rudele acestora, familiile, cunoscuții, legăturile de corespondență pe care le aveau cu străinătate. Numai în cazul episcopului Hosu, un cercetător care a și publicat o carte pe tema asta, a numărat efectiv numărul de note informative, informatori, ofițeri angrenați în supravegherea lui Iuliu Hosu, doar pe perioada domiciliului obligatoriu de la Căldărușani. Și din câte mi-aduc aminte, e vorba de vreo 72 de informatori, peste 50 de ofițeri și peste 300 și ceva de note informative despre episcop. Urmăriți și abordați constant de securitate, fie să colaboreze, fie chiar să sprijine anumite acțiuni publice ale regimului, niciun episcop greco-catolic nu cedează presiunii. De fapt, spre deosebire de Biserica Ortodoxă Română, unde au existat numeroase cazuri de colaborare, Biserica Greco-Catolică în ansamblul ei a fost singura biserică din România comunistă despre care nu se poate spune că a colaborat cu securitatea. A fost mai degrabă o victimă a regimului comunist și a încercat să-i reziste. Asta este avantajul până la urmă care
dă și conferă libertate bisericii de a se simți într-adevăr legată de o cultură națională, fiindcă este pusă în slujba poporului lui Dumnezeu, dar în același timp are această comunicare și comuniune cu Biserica Universală, pe care o mărturisește crezul. E universalitatea mesajului evanghelic care ne permite să fim frați în credință cu toți cei care nu trăiesc acest crez în Hristos și care nu sunt legați doar de o realitate națională care poate fi ușor controlabilă de un regim tiranic, care ne expune în această postură de credință să fim fideli lui Hristos în primul rând, să fim fideli unei moșteniri de umanitate care scrie într-adevăr existența omului coerent și de caracter, dar care în același timp să știe să spună nu atunci când agresiunea răului îi pune în joc libertatea conștiinței. Camminiamo insieme quando impariamo a custodire le radici della famiglia, quando ci prendiamo cura dell'avvenire dei figli e del fratello che ci sta accanto, quando andiamo oltre le paure e i sospetti, quando lasciamo cadere le barriere che ci separano dagli altri.